Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sunt pregătit, știu că îmi schimb mașina. Da, și pentru Luca este știrea asta. În 2034 mi-a schimb. Da. Luca, mai poți să mai ții Toyotica aia sau Mazda Lila? Da, Mazda Lila o să facă 50 de ani. În 2035, Uniunea Europeană a aprobat definitiv, vine știrea, interzicerea vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035. Deci atunci e momentul să schimbi. Mai ai un pic, 12 ani. Au trecut 15. Ce mai fi? Ce mai asta, fi? Dar asta e valabil pentru Uniune, nu? Pentru Uniunea Europeană. Cine știe dacă mai fi noi Uniune atunci? Polonia a votat împotrivă, România, Italia și Bulgaria s-au abținut. România, Italia și Bulgaria. Dar de bun simț ne-am abținut, ca să nu înjurăm. La da, corect. Adică, Bulgaria, asta nu înțeleg. Bulgaria de ce s-a abținut? Mă rog. Păi cu România. Păi și Bulgaria, tu ai văzut ce catalige de mașini, ce e? Nu e producător. În Bulgaria nu se produc mașini. Ce mașini se produc în Bulgaria? Nu e vorba de principiu. Păi Italia și România. Dar n-are legătură cu producția. Ba cum să nu? Este vorba de vânzare de mașini noi, produse mașini cu motoare termice. Iar vrea și niște mașini noi, nu vor numai second hand diesel. Germania a obținut o concesie, relatează presa, și anume folosirea și după 2035 a motoarelor termice, dar numai dacă acestea utilizează exclusiv carburanți neutri în emiterea de dioxid de carbon. Adică? Carburanți de sinteză, provenind din activități industriale. Aici ne-am oprit, că nu ne pricepem, am sunat specialistul. Deci Germania e cu excepția. Da. Iau cu excepția. Mircea Meșter, jurnalist la Autocritica, este la telefon. Neața. Bună dimineața, Mircea. Salutare, bună dimineața. Mulțumim, mulțumim că te-ai trezit. Care vă ascultă. Da, mulțumim că te-ai trezit la ora asta. Pentru da, noi da. Vreau să întreb ce înseamnă carburanți neutri în emiterea de dioxid de carbon. Ce e asta? Unde există ei? Wow, ce întrebare, cât timp avem. O să încerc să țin să fac treaba asta cât mai scurtă, pentru că știu că oamenilor le e foarte greu să se adapteze la noua terminologie pe care o folosim în auto. Ne e greu nouă celor care în principiu lucrăm cu mașinile și scriem despre ele, așa că o să încerc să fiu cât mai scurt. Acești carburanți sintetici, să-i spunem combustibili sintetici, au nume, ei se numesc e-fuels, așa le spune toată lumea în industrie. E-fuels, cu E. E-fuel, cu E liniuță fuels, da, exact. Deci despre ei vorbim și practic înlocuiesc benzina. Exact despre ce vorbim. Benzina scoasă din oase de dinozauri, cum ne place nouă să povestim. Cum se produce acești e-fuels? Printr-o chestiune chimică mai degrabă, așa că dacă ați lipsit la orele de chimie în următoarele secunde, o să aveți o problemă. Dacă nu, o să vedeți că chimia vă ajută totuși în viață, deși în școală probabil nu ați crezut asta. Efectiv se desface apa prin electroliză în hidrogen și oxigen. Și apoi acel hidrogen se amestecă cu dioxid de carbon pentru a produce hidrocarburi, adică combustibil, sintetic. Bun, dar nu costă enorm? Costă enorm. Și dacă desface apa în hidrogen, stai puțin, dacă desface apa în hidrogen și oxigen, de ce să nu folosești hidrogenul pentru pile de combustie cu hidrogen? Pentru că trebuie transformat acel hidrogen în hidrogen lichid, în hidrogen din gazos. Gazos. Da, exact. Asta este altă problemă a hidrogenului, clasic. Dar problema nu e neapărat costul, să știți, pentru că, de fapt, miza întregii mișcări cu 2035 este transformarea transportului într-o, mă rog, parte a industriei care nu emite dioxid de carbon sau este neutră din punct de vedere al dioxidului de carbon. O, această problemă a desfacerii apei prin electroliză și a transformării hidrogenului și a dioxidului de carbon în hidrocarburi, acest întreg transport plus combustia ulterioară, pentru că acest e-fuels va fi introdus într-un rezervor și va fi practic ars într-un motor termic, să spun așa. Da, acest proces practic are o mare, mare problemă. Nu este eficient energetic, dar deloc. Pe scurt, dacă dintr-un kilowatt-oră pe care îl produce, nu știu, o eoliană, de exemplu, sau un panou solar, da? Până când se ajunge ca acest e-fuel să fie folosit de mașină, da? Rămâne undeva sub 20% din energie. Adică dintr-un kilowatt-oră tu folosești practic 0,2 kilowatt-oră. Și atunci care este miza Germaniei? Care insistă pentru... De fapt, miza Germaniei este o miză, hai să-i spunem, istorică. Există constructori auto, de fapt nu e miza Germaniei, e miza lui Porsche, ca să o spunem direct pe aia dreaptă, pentru că ei se agită să păstreze câteva modele legendare
în continuare în formula clasică. Porsche s-a agitat foarte mult pe acest subiect și pe transformarea benzinei clasice, așa cum o știm noi, în e-fuels, tocmai pentru a rămâne în picioare cu niște modele sport pe care le știm cu toții și pe care cu toții le-am vrea în garaje, ca să fim sinceri până la capăt. Deci ar urma să fie, adică e o excepție pentru niște super mașini cu motoare termice exclusiviste care vor costa oricum mult mai mult decât costă acum? Asta a fost? Nu e neapărat o excepție, adică știi ce trebuie spus? Trebuie spus că treaba asta cu agitația Germaniei nu e deloc nouă, adică în momentul în care Uniunea Europeană a anunțat acest plan Fit for 55, ca așa se numește el, pentru 2035, a existat acest paragraf în care spuneau constructorii auto sunt invitați să inventeze, da, acum parafrazez, să inventeze soluții noi pentru ca motorul termic să rămână în picioare, dar să folosească combustibili care sunt neutri din punct de vedere climatic. Iar Germania și Porsche s-au agitat în această direcție și probabil că vor exista, adică o să poți să-ți cumperi un 911 în 2040, să spunem, care va avea motor termic, va putea folosi acest e-fuel, doar că va costa de ustură atât mașina, cât și acest e-fuel. Pentru că un litru, mă rog, analizele și studiile spun că un litru din acest e-fuel va costa undeva de 3-4 ori mai mult decât un litru de benzină de astăzi. Bun, Mircea Meșter, acum că am lămurit cum o să fie, cât de greu o să fie viața pentru bogați, să încercăm să ne dăm seama cum o să fie viața și pentru ceilalți. Deci în 12 ani vânzarea de mașini noi cu motoare termice nu va mai fi permisă în Uniunea Europeană. Sunt milioane de oameni care lucrează în industria auto, bazată acum în mare parte pe motoare termice. Infrastructura energetică de încărcare și de reciclare pentru mașinile electrice poate că este ceva mai bine dezvoltată în vestul Europei, dar în partea asta de lume este completamente rahitică. E un obiectiv realist 2035 și pe noi ăștia este europenii, nu ne va afecta foarte tare? Știi cum e, Vlad? Trebuie să discutăm dintr-o perspectivă diferită de cea noastră, pentru că adevărul, realist vorbind, da? 2035 se întâmplă peste 12 ani. Asta nu înseamnă că tu nu vei mai putea conduce mașini pe benzină, așa cum ați vorbit foarte bine în introducere, acum câteva minute. Nu înseamnă că nu vei mai putea conduce mașini pe benzină începând din 2035. Adică tu în decembrie 2034 poți te duci să-ți cumperi o benzină și să o ții 10 ani, fără nicio problemă. Ceea ce înseamnă că în următorii 20 și ceva de ani vei putea să conduci în continuare mașini pe motoare termice. Nu, da, te dea nimeni mă gândesc la industrie. Dacia și Ford sunt contributori extrem de importanți la produsul intern brut al României și la taxe. Adică, și aici nu se, adică deocamdată în România nu se produce niciun model electric. Încă în momentul ăsta nu, dar se va produce începând cu finalul acestui an model electric. Uh-huh. La Craiova. Da. Puma Electric, nu e niciun secret, se cunoaște treaba asta și se va întâmpla. Într-adevăr, este o discuție și problema de fapt este faptul că atunci când produci mașini electrice sunt mult mai simple din punct de vedere structural, adică au mult mai multe piese, mai puține piese decât o mașină termică și atunci nu o să fie nevoie de atâtea joburi. Da. E atât de simplu, nu o să fie nevoie de atâtea joburi. În același timp, însă, trebuie să spunem și asta, o mașină electrică generează alte joburi decât cele clasice, la fel ca orice fel de transformare din industrie din ultimii, nu știu, 200-300 de ani. Vezi posibilă reconversia, ca asta înseamnă reconversia industriei auto-europene și în România de la motoare termice la motoare electrice într-un interval de 12 ani? Păi nici nu contează dacă văd eu posibil sau nu, ea se va întâmpla, deci va trebui să se întâmple. Adică este un proces care nu este reversibil în acest moment. Noi, în momentul ăsta, as we speak, avem constructori auto cu planuri foarte clare până în 2030. Da, Volvo, de exemplu, a anunțat că în 2030 ei nu vor mai produce mașini cu motoare termice deloc. Adică 2035 este un termen dat de Uniunea Europeană pentru toți constructorii, dar producătorii deja sunt pe drumul ăsta de a elimina motoarele termice mult mai devreme, în unele cazuri. Așa că, indiferent dacă nouă ni se pare sau nu ni se pare, se va întâmpla. Deci adaptarea va trebui să existe. Acum, ea va fi dureroasă sau nu, vom vedea. Mulțumesc mult, Mircea Meșter, analist auto de la publicația Autocritica, pe care vă recomand. E foarte interesantă. Eu simt că o să-mi iau Volga din 2035, o cumpăr de peste graniță, o import. Eu simt că o să crească prețul la prelungitoare foarte mult în România. Da, și asta e adevărat.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.